Și am ajuns și partea cealaltă a parcului, la Jumanji Adventure. Și nu numai la Jumanji, mai avem aici încă un nou obiectiv. Mai avem câteva în zona asta care nu le-am uitat până la ora asta. Vreau că vine arta lui Brezo. Ma ora non abbiamo tempo. Jumanji is in grave danger. Grazie alla mia abilità e coraggio ho recuperato la gemma. E adesso ho l'onore di unirmi alla vostra squadra di eroi. Come sapete, ogni giocatore ha solo 3 vite nel gioco. We only have 3 lives. E tutti abbiamo i nostri punti di forza. Și ăsta e ultimul norocoastă pe ziua de astăzi, mă rog, nu ultimul, ultimul din parc, zic așa, că mai dau niște norocoastele eu, dar ăsta e oarecum ultimul din parc ca noutate. Te învârte un pic ăsta, dar nu e ca grav, dar te dă peste cap de vreo 3 ori așa, nu cred că i-a plăcut Dănuța. Și luăm și trenulez ăsta mai pentru Dănuța așa, ia uitați-vă. Ia Dănuța, cum e cu trenul acesta? O vedea,
Chiar ziceam, cum ar fi să meargă așa, pac, pac, și mă să plece niște genturi, niște de-alea, veni într-o răcoasă, dar nu e nimic, e doar de plimbare. E așa, de plimbare, vedem parcul de sus, ia să vedeți, ia fiți atenție sus, e, și cum se vede parcul. Uite de pe apă. Uitați acolo Oblivionul ce înaltă este. Păi n-ați vedea încă, te dai dată în Oblivion. Hai mă, nu știi ce fuiezi. Poate vă-ți gugea pe uite. Ia uite. Smile! Uite și pe aia acolo. Uite două gaci care alergă. Lasă așa acum, că n-avem ceva ce nu vreau de seară. Ce e, cu apă, cu bărcuțele, iau, tăi? Dar noi ne plimbăm în pădure, cum e de înțeam în pădure? Ia uite, mai pămeni și din parc. Eu trăgeam acasă la camping, tânărețul ăsta. Am vrea noi. Ia uite ce frumos e pe aici. Ia, zicem ce urmează. Ce să mai urmeze? Că uite, o clădire mare aici, un castel. Am ajuns în zona din spate a campingului, uite un castel acolo ce dau, probabil mare, se răgează, uite. Uite un palet cu marfă cât vin aici. Și le intrăm în parc așa. Aici o sală de spectacol, vezi că o chestie, te vezi cu scenă. Dar cu coboare, vezi, vezi tu, cu coboare asta. Și acum se face la noi cu asta, fii atent, Denuța. Ne vine telefonul. Dar ce hâț? Ține de mine? Ține de mine, Denuța? Ține de mine că mi-a zis o surpriză? Și că... Ce poate să urmeze? Arată la vare. Ăla e mișto, m-am dat în el mai devreme. Este ăla, este Quincy. Șaman. A găsit din Donța un răcoastră pentru ea. Asta e pentru ea. Te dai Donța în ăsta? În ăsta, da. Da, da, pentru copii. Noi n-am glumit când am zis că ne dăm un astfel de copii. Donța e în spatele meu, ia uite. Ce faci, mă, te dai în răcoastră de copii? Ia uite, ia uite. Asta e. Ne dăm cu 1000, da. Am prins un loc în fața lasă de copii. Ce să mai zic? Ce zice Denuța? Suntem primii lasă de copii. Ne dată prinși la Raptor în fața acolo primul loc sau ceva. Sau la Oblivion. Suntem într-o buburuză. Într-o buburuză, într-o 1000 de mă, că e udă. Om ce lângă e. Gata. Fiți atenți. Cu ce ne plimbăm noi acum? Tragem buburuza de dase dacă e ceva. Hai că... Abia în cap până astea pentru copii. Pe ea. Am uite așa, uite tot. Hai, Denuța, că ne dă să fie interesant. Ia uite, pleacă acum, fii atent, se lansează. Ia viteză, de la 20 la oră la 30 la oră. Fiți atenți aici, periculoso. Cred că nici un copil de 5 ani nu se sperie la ăsta. Și fiți atenți, acum pleacă viteza. Acum este gata, s-a lansat, am ajuns în vârf. Gata, am viteză. Wow, a plecat, ia uite-l. Ce simte vine acum că vine la sol? Ia uite-l. Bam, bam. Bam, bam.
Opa, curbă. Opa, ce întunează, fii atent. La noi, dă viteză mai mare. Și acum luăm viteză, fii atent că luăm viteză. Am luat 30 la oră, am luat 35 la oră. Mamă, ce viteză, mamă, ce speed avem. A frânat deja. Ah, câte adrenalină am generat în mine. De o să aduce nimic. Așa, fii acum urcăm la ăsta lungă. Asta e maxim înălție care îl poate ia, cu tine bine că o ia la viteză, fii atent. Acum o ia, fii atent, gata. Opa! Asta e maximul care îl poate, să știi. Mi-a făcut și poze. Ce să mai... Gata, asta a fost tot. Emoții, nu mai pot, adrenalina maxim a fost. Dănuța, cred. Uite, Dănuța, ce vede, că a dat viteza, iară. V-am zis, a dat la maxim. Efectiv, am făcut pe mine de frică, nu mai pot. Ia uite, așa, acum vine și zdrang. Și când eram aici în extazul adrenalinei, ce să vedeți, s-a terminat excursia. Am ajuns la capăt. Asta a fost excursia cea mai tare ever. Senzație, aviația de senzație, nu e de tot. Emoții, tată, nu glumă, am dat în cel mai tare, cel mai căutat roller coaster. Când am venit noi nu mai era nimeni la coadă, era cel mai... A fost situația, ai numai să hai la Oblivion, că mănâncă bătaie dacă mai stau cu ăla de-astea, că mă apucă Davy. Hai la Oblivion, că ăla-i de mine, nu astea. 5 euro, o chestie de asta așa, granita de cola. Avea și granita cu alte chestii, dar am zis că am zis cola. Nu e chiar gust de cola, dar e bună că e rece. Am cuvântat și bătăluța să dea. E mâncată toată, nu ce nimica. Este, ia, hai să intrăm, 5 persoane. Deci s-a dat Dănuța în Oblivion, adică nebunia asta de aici, dacă vedeți așa, am întors cu spatele. Aici s-a dat Dănuța și acum primele impresii, cât mai revine încă. Ia punem-ne așa în fața camerei, ia vezi. Așa cum? În fața așa, să vedem. Tremură? Au fost roșii. Nu, mă gândeam că tremură. Și zic că îți mai dau o dată acum, nu? Nu acum. Nu acum? Păi atunci mergem la Raptor dacă nu mergem acum, nu mă dat ăsta. Hai la Raptor, că-ți placă și Raptorul, o să-ți placă. E mai mișto Raptorul. Hai că mergem la Raptor, că-l convingem noi cumva. Da, să vedeți. Deci fiți atenți așa, ia uitați-vă aici. Deci... Ia uite, Maria frică. De seara, când cedează psihic Dănuța și nu mai judecă, atunci o bagi în astea, în Raptor, în Oblivion, în toate nebunile astea. Să duce Dănuța în Raptor, ia zi. Și călărește Dănuța dragonul, călărește dragonul. Așa e, că zic că ăsta Raptorul se seamănă cu un dragon, așa, mama dragonilor, ia uitați-vă aici, blondă e, Raptorul călărește, ce să mai, e un fel de dragon ăsta. Și am ajuns din nou la spectacol, de data asta la Magic Show, ia uitați-vă acum așa sus, da? Să vedem dacă ăsta e mai bun decât ăla de data trecută, că nu prea ne vezi, sincer, cel mai devreme. Și am intrat în labirint, ia uitați-vă, Dănuța aici, una acolo, mergi, că vedem de până nimerim. Ia uite, una pe acolo, una pe aici. Ia uite, una pe acolo, una două pe acolo. Hai Dănuța, ai luat-o stângatul cumva, ia. Sau înainte ai luat-o? Stai că nu dau seama. Ești pe aici, ești? Ești pe aici, da? Așa, mai ești noi din labirintul ăsta, că e mare. Ia uite, ce e iarăși, oglindă, murdare, oglinze, din păcate. Aici e gaură, să știi. Și aici e perete aici, nu e? Perete, am ieșit, gata? Aia e ieșire. Simplu. Am ajuns la T-Rex Park, n-am știut ce e aici, nu e ceva important oricum. Un parc așa, cred că distracție de pauză, nu știu. Așa se face seara, vedeți că se face seara. Cred că Dănuța a zis că mai ducem atât la Oblivion. Ia uitați-o. Eu am zis, ia cu forța, vine și ea. La ora asta e închis Legoland-ul, dacă așa arată el. Era mișto de vizitat cetatea, dar n-aveam destul de mult timp ca să vizităm. Așa că e închis la ora asta. Dar era mișto de vizitat și aici. Cam așa arată copacul magic noaptea, da, are niște beculețe pe el, arată fantastic. Nu se vede foarte bine pe cameră, dar așa arată. Ne mai dăm într-un ultimul roller coaster și plecăm, pentru că nu mai putem să stăm până la show. Este ora 10 și un sfert acum. Mai ar fi până la ora 11, ora noastră, nu ora României, ar fi ora 12, ora leu. Asta e la care ne dăm noi acum. Așa. Stai să la lumină, ia uite, așa. Și acum ne învârtim pe aici ca nebunii. Ia, fiți atenți. Da, deci ce vă spuneam? Vă spuneam că
nu mai stăm până la show de seară, ne pare rău, dar mai avem drum până acasă, nu știu la ce ore e autobuzul, dacă ne ia autobuz, dacă mergem pe jos, efectiv nu știm, e deja târziu, așa că încheiem aici episodul din seara asta, la coada de la Nord Pole, da, încheiem așa, nu uitați da subscribe la canal, că n-ați făcut-o încă, zici că da subscribe la canal, da subscribe. Da subscribe, zice. Așa, și faci și clubățelor de lângă, pentru a fi notificat de cât ori postez un clip nou, și ne reauzim mâine dimineață cu un nou clip. Sper că în noaptea asta, dacă mai am timp la camping, o să montez clipul. Dar la ora României deja o să fie trecut de ora 12 noapte, așa că mai durează, da? Dar cam asta a fost tot de astăzi. S-ar putea să îl rup în două părți, dacă e foarte mare, pentru că sunt foarte multe materiale filmate. S-ar putea să îl sparg în două bucăți, partea 1, partea 2, încă nu știu. Vedem când fac montajul ce iese. Dar cam asta este pentru astăzi. Vă mulțumesc! Sunt super obosit și nici nu avem pâine acasă să mâncăm diseară, așa că vedem noi ce facem.